Bună ziua! Începe ședința de astăzi, ședință ordinară. 13 consilieri din 13, toți prezenți, cu condiția că vom trebui să validăm un mandat de consilier în urma retragerii a unui coleg de-al nostru. Așa, după cum știți, ați primit convocatorul cu ordinea de zi cu 18 puncte. Și un punct suplimentar, acel punct suplimentar care se referă la completarea și modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș. Cine este de acord cu ordinea de zi? Vă mulțumesc. Cu punctul suplimentar, vă mulțumesc. 12, până vă validăm pe domnul Pliva. Trecem la aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare. Discuție la procesul verbal, dacă aveți. Deci tot ce s-a discutat în ședința trecută s-a specificat cu aglomerația de microbuzi, se circulă în condiții necorespunzătoare. Domnul Iscu Mihai a răspuns că el își face toată activitatea conform graficului. De ce nu s-o întâlnit comisia pentru control, pentru microbuzi? Cine trebuia să o ocupe să... Așa a rămas. Doamna secretară, știți cumva? Am fost acum niște cursuri săptămâna trecută, de pe 19-23. Am fost plecat din primărie toată săptămâna, am fost la cursuri ISE. Un locuitor dumneavoastră? Locuitorul? Stabiliți-o zi. Hai, dar toată ziua, bună ziua, am stabilit o zi, am sunat pe Romeo, domnul consilier. Am vorbit cu domnul consilier, am adus la cunoștință faptul că nu am fost informat, consider că polițistul local avea în atribuții informarea aducere, pentru că am stabilit o dată și am stabilit o oră, dar probabil se suprapunea cu alt program al dânsului sau poate nu am fost informat. Dar aici... patru polițiști, unul venea, putea să vină, da. Domnul vice. Păi, dăm din umeri, oamenii vin la dumneavoastră și vă iau oamenii acolo și am vrut ca să punem treburile, să le punem cât de cât la punct. Vom la diverse, după terminarea ședinței, vom stabili... Procesul verbal, verbal, discuția la procesul verbal, asta era avem discuția din procesul verbal, da, nu am deviat. Se menționează, dar stabilim după terminarea ședinței, stabilim exact cum am discutat, să nu ne suprapunem. Ca într-adevăr să ne convingem de cele discutate în ședința trecută. Atunci numai e un cuvânt, discutăm și lăsăm toate... Nu, vroiam să discutăm în legătură cu ceea ce am discutat, adică să mergem numai noi, cum am discutat durată. Da, exact așa. Da. Alte discuții? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al Comunei Zemeș a domnului Clipa Viorel. Așa cum am discutat, domnul Cristea și-a dat demisia, următorul pe listă fiind domnul Clipa Viorel. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Domnul Clipa, da. Nu depune jurământul? Acum. Veniți să depunem jurământul. Subsemnatul Clipa Viorel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemeș, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32 aliniatul 1 din legea 2015/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările de completările următoare depun în fața Consiliului Local următoarele jurăminte. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putință și priceperea mea pentru binele locatarilor Comunei Zemeș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, să ținem cont că toți am trecut prin aceste momente de emoții.
Să nu creadă cineva că funcția de consilier este o funcție ușoară, mai ales la prima întrevedere cu consiliul local și când e o decizie pentru cetățenii comuni. Vă mulțumim! Așa, după depunerea jurământului, domnul Cristea, făcând parte din Comisia Economică, domnul Clipa Viorele va lua locul. Supunem spre aprobare și modificarea Comisiei Economice. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Vă mulțumesc. De acum, domnul Clipa, aveți dreptul de a vota. Aveți și imunitate. Da? Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Zemeș. Aici, după cum știți, sunt mai multe persoane. Dârlău Veronica, Lăcătușo Aurora, Popa Ioan, Matei Ion, Ilie Vasile. Se acordă titlul de cetățean de onoare a celor 5 enumerați și va fi înmânată cu ocazia festivității prelejuite de marcarea centenarului României la data de 1 decembrie a 2018, celor 5 cetățeni. Cine este de acord cu înmânarea diplomei de cetățeni de onoare? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc! Trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor noastre de trecere prevăzute din legea 227/2015 privind codul fiscal aplicabile în anul 2019. Este vorba despre AST-urile privind taxele speciale pe circulație drumuri publice care rămân neschimbate și în anul 2019. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Diaconu și doamna Rață. Vă mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru exercitarea activității de comerț pe raza Comunei Zemeș. Doamna secretară, ce puteți ne spuneți aici? Era necesar actualizarea regulamentului pentru exercitarea activităților de comerț, pentru că cel anterior era din 2013 și mult din legislații s-au schimbat și s-au abrogat chiar codul fiscal. Ca și noutăți, el a fost scos la dezbatere publică, s-a urmat procedura conform legii, nu am primit nicio propunere de modificare sau de actualizare a respectivului regulament. Sau restricționarea cei care sunt non-stop? Restricționarea celor care funcționează non-stop este dependent doar dacă sunt sau nu sunt sesizări la adresa lor, formulate de jandarmi, deci sesizări întemeiate. Și în cazul de față, în teritoriul Comunei Zemeș, avem vreo reclamații care sunt non-stop? Nu știu să vă spun. Sunt... Da, cred că sunt la... Ar fi o reclamație. La poliția. A fost reclamații între cei doi aici. Nu este venită la noi. A fost o altercație între doi agenți. Care cred că s-a și rezolvat între anii. Da, da. Alte discuții? Cine este pentru, împotrivă, se abține ceva? Stai așa, eu și cu Alexandra se abține. Doamna Dobitoiu și doamna Rafaia. Nu trebuie să te abține. Ești cu ăla de ăsta? Nu, e locuit cu ăla. Am uitat să fac mențiunea de la început că proiectul numărul 11 privind aprobarea caietului de sarcini pentru categoriei de lucrări de zăpezire este înlocuit cu utilizare din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii dezvoltare cu destinația finanțării achiziționare a 4 sisteme. Deci s-a fost pus de pe ordinea de zi cu dezăpezirea. Rămâne caietul de sarcini aprobat anterior.
Aici este vorba despre achiziția a 4 sisteme de calculator în valoare de 15.000 de lei. Este ce faci compartimentul? Pentru compartimentul care lucrează cu baze de date sensibile accesibile prin rețelele locale sau platforme online. Achiziții. Se face prin achiziții. Valoarea unui sistem estimat este de 3.750, așa cum am spus, 4 sisteme, deci valoarea se ridică la 15.000 de lei. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind închirierea unei camere din imobilul bloc Foraj, proprietate privată a OT Comuna Zemeș, domnului Clipa Vasile, domiciliat în Comuna Zemeș. Aici avem o cerere a domnului în care solicită locuiește închirie la o persoană în vârstă care ar putea deceda oricând și voi rămâne pe drumuri. Solicită o cameră în blocul Foraj. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, omul rămas. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume suplimentare din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2018 în vederea organizării și desfășurării sărbătorilor de iarnă în 2018. Așa cum am discutat în ședința anterioară, s-a alocat din bugetul local suma de 30.000 de lei. În urma discuțiilor avute, în care intră parada de urși din afara Comunei Zemeș, ursul de la Zemeș, nunta de la Bolătău, capre, urători din Zemeș, colindători școala Zemeș, colindători școala Bolătău, artificii, scena, corbăieți moinești, grup folk Zemeș, sonorizare, promovare, servicii ambulanță, cheltuieli, organizare, eveniment și scenă. Deci toată suma pentru organizarea acestor activități este în valoare de 48.195 de lei. După cum am discutat, am alocat suma de 30.000 de lei, mai este nevoie de alocarea sumei de 19.000 de lei. Discuții? Da. Cum sunt distribuiți acești bani pentru colindători? Da. Este o... aici am regulă. Zis. Parada urșilor din afara Comunei Zemeș s-a pus suma de 2.500 de lei. S-a preconizat două echipe, cum ar veni suma de 5.000 de lei. Ursul de la Zemeș 1, 1.000 de lei. Nunta de la Bolătău 2.000 de lei. Capre urători din Zemeș 800 de lei, colindători școala Zemeș 1000 de lei, colindători școala Bolătău 1000 de lei, artificii 2500, soliști 2500 de lei, corbăieți 500, grup folk Zemeș 500, sonorizare 7000, promovare 1200, servicii ambulanță 500, cheltuieli, organizare, eveniment 700 și scena 4.500 de lei. Dacă îmi permiteți, părerea mea este foarte puțin pentru nunta de la Bolătău. De ce? Doar muzica costă în jur de 5.000 de lei, plus că sunt foarte, foarte mulți. Grup mare. Păi da, e un grup foarte mare, nu se compară cu un grup de urși. Da, îndrăgați. Deci, în jur de 5.000 de lei. Sunt foarte mulți. Deci aici ar trebui un pic să ne gândim. Te duci la un liceu la frumoasa. Deci 500 de lei. Plus că... Dar plus că eu aș fi vrut să organizez ceva cu... Vorbeam un pic, cu juniorii și seniorii. Da. Deci e foarte mult. Pentru ce activitatea puțin. Aici, na, nu știu cum zice și lasă, dar să știți că este suma foarte mare. De ce? 2.000 pentru toată lumea și pentru urși și pentru nuntă. 2.500. Păi 500 pentru transport, cu oamenii ăștia vin de la Său și de la Dărmănești. Păi asta am discutat. Păi asta vorbeam. Spre exemplu, pentru nunta de la Bolătău, băieții plătesc aproape 5.000 de lei pentru muzică. 50 de milioane vei? Da, domnule, da. Și cât contul? 5 ori, 6 ori. Îi taxez și ziua. Domnul vă poate spune domnul consilier de acolo, pentru că ani de zile organizat. Domnul Berța știe, pentru că și ani
În anii anterior, tot la fel, au fost discuții. Nu mai rețin. Dar totuși... Poate și eu vin cu sumele, să văd câți bani le-ați dat anii anterior. Era chiar răspuns. S-a dat nimic, s-a dat o singură dată, 2500. Sunteți de acord să trecem peste punctul ăsta, să revenim la discuții, să mergem cu celălalt. Chiar vă rugăm frumos. Să e mai complicat. Așa cum a cerut domnul coleg consilier Berta în ședința anterioară, raportul Curții de Conturi, deci raportul Curții de Conturi se aduce la cunoștința Consiliului Local, problemele care sunt găsite de către Curtea de Conturi. Este vorba de îndiguirea de mal în zona Bolătău, în valoare de 1774 de lei, la sece comunale, în urma lucrărilor executate la blocul foraj de 556 de lei și utilizarea buldoescavatorului în valoare de 2905 lei. Ca punct de vedere de valoare, consider că valorile nu sunt așa de mari, iar cele... aceste sume vor trebui recuperate. Deci astea sunt, este raportul, concluzia Curții de Conturi. La nivel de administrație nu s-a registrat abateri de niciun fel. Alte întrebări? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2018 pentru achiziționare de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare unor pachete cadou pentru Crăciun. Se va acorda un număr de 449 de pachete, valoarea unui pachet fiind de 40 de lei per pachet, iar suma necesară fiind de 18.000 de lei pentru achiziționarea acestor pachete. Discuții. Cum se vor face aceste pachete? Aduce firmă? Revine sarcina școlii. În sarcina școlii, prin probabil prin licitații, cu toate că nu trebuie să ne jucăm și e direct răspunzătoare pentru că sunt copii. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării organigramei și statul nominal de personal pentru persoane din cadrul aparatului de specialitate. Așa cum am discutat și în ședința trecută, se actualizează ca domnul Vlad intrând pe compartimentul. Ocuparea... Doamna Ailincă. A reluat activitatea Ailinca Alexandra Maria, având funcția contractuală de execuție referent la Serviciul Public de Asistență Socială. Domnul Cristea Vasile, care a ocupat funcția în compartimentul administrației domeniul public și privat. Și doamna Rotilă Gianina Elena, postul contractual de execuție de asistent personal a persoanelor cu handicap. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui contract de reprezentare pentru angajarea unui consilier expert parte, pentru a participa la efectuarea expertizei judiciare în vederea reprezentării UAT Comuna Zemeș în dosarul numărul 3215-110 pe 2017, aflat pe rolul Tribunalului Bacău. Aici o să mă abțin la acest punct, dacă vreți lămuriri, o să vă lămurească doamna secretară. După cum știți, noi ca și primărie suntem obligați să ne apărăm cu tot ce ține din noi și cu toată putința, ca să mă exprim așa, având în vedere faptul că solicitările persoanelor sinistrate, probabil fac abstracții de domnul Dărlău, sunt totuși sume destul de mărișoare. Noi trebuie să facem tot posibilul ca să
să ieșim bine, la per total. De ce acum adică, și nu mai devreme? De ce nu s-a făcut lucrul acesta mai devreme? Pentru că dosarul este în rejudecare. Acum toate părțile din dosar și-au angajat experți care să-i reprezinte și prin urmare trebuie să procedăm și noi la fel. Ce? Expertul din dosarul de la Tribunalul Bacău cu expertul. Procesul care le avem. Și l-ați explicat? Da. Da? Și-o înțeles? Dacă mai aveți întrebări? Suma este în valoare de 40.000 de lei. S-a întrebat de ce nu s-a intervenit mai devreme, să se contează un expert. Ce pot, pentru că acum s-au cerut expert. Expertul suma este de 12.000 de lei. În prim, în 2018, iar 38.000 în 2019. Da. Valoarea totală aproximativ. Deci aici nu are nicio legătură cu noi persoanele aflate în vreme. Este pe expertul partea lui ATZM. Să nu se creadă că acești bani ne revin nouă care ne judecăm. Noi am obținut scutire de taxă de timbru judiciar în valoare de 70.000 de lei. Deci... Noi suntem parte în procesul ăsta, Romeo. Da. Consiliul Județean are expert parte, OMV Petrom are expert parte. Este logic să avem și noi un expert. Ok? Da. Nu ne dorim ca la sfârșitul procesului să ne trezim că suntem doar noi găsiți vinovați. Ok? Da. Dă-mi Dumnezeu să câștigați voi procesul, dar nu dorim să cadă măgăreața doar pe Comuna Zemeș. Asta era ideea cu expertul parte. Tu oricum te subotezi că ești parte în acest proces, te stăpții. Da, cine este pentru? Cum considerați, dar e corect. Împotrivă. Poți să vină cu de cont, de dată că sunt pe remărceat. Caută în arhivă și vedem, da? S-a organizat odată în 2013. 2013 2014 s-a organizat odată festivalul de arhitectură. Ce? Să duce fata în arhivă, găsește, vedem. Acum ziceam să facem tot. Noi facem cu diferențe de acum cât bani și acum. Și după ziceți că noi corect să facem discriminări. Niciodată nu ne facem discriminări. Că sunt de la noi, că sunt din altă localitate, mi se pare corect cu toți îi plătim la fel. Asta era ideea. Acum o să vedem, o să analizăm. Da. Da? O să ne întâlnim și cu reprezentantul CETE-i sau, nu? Cum sunt ei organizați? Formă de ce? Sunt negociate. Sigur că da. Nimic. Mai experimentăm. În cazul în care domnul primar se ajunge și mai fonduri necesare, mai adică, găsim bani. Se găsesc, da? Da. Deci, în principiu... Păi atunci cum o să procedăm? Deci, eu doar am întrebat... Trimiteți un reprezentant? Asta ați vorbit în calitate de consilier sau în calitate de reprezentant? Nu, eu am vorbit în calitate de consilier. Da. Deci am vorbit în calitate atunci, de consilier. Și atunci, pe sume, cu cine putem vorbi? Șeful CETE. Păi, îi transmită dumneavoastră să ajungă la primărie? Am zis, să ajungă la primărie. Dacă sigur, nu ajunge da. În termen, știu, de o săptămână sau... Păi, ar fi bine cel mai bine. Lungime, exact. Păi, exact. Hotărârea se va face, pentru că suntem deja destul de târziu și... Nimic, o să încercăm să facem o... Zic, joia, trebuie să le ducem hotărârile, deci să știi sumele. Mâine, exact. Să vină mâine. De astăzi e marți. Mâine să vină. Sunt mult mai mulți membri, numai muzica. Deci muzica poate... Păi veniți și nu-i expuniți exact, da? Veniți și nu-i expuniți exact. Să vină un reprezentant care vrea să vină cu mine, să mergem la cel mai ieftin țigan, să vedeți cât ce. Costică, nu trebuie să venim. Veniți voi încoace. Ne spuneți că ai zis. Știu ce am făcut. Am știut și da. Treaba că... Deci nimeni nu acceptă prețul. Ne spuneți exact care sunt cheltuielile aferente și suplimentăm și consumăm asta. Bun, avem în vedere cu acordul primar să până cel târziu merg la ora 2 să vină un reprezentant, ne aducă la cunoștință și... La ora 2, ca să poată să meargă și cu proiectele de hotărâri, să meargă joi la semnat. După aia vine 1 decembrie, ne lungim. Rămânem și discutăm după ședință. Da? Mergem pe sumă cu suplimentare eventual, da? În funcție de discuțiile care le aveți. Deci, supuneți spre aprobare punctul cu sărbătorile de iarnă. Cine este pentru?
Împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Trecem la ultimul punct, punctul suplimentar. Da, mă scuzați, avem și rectificarea. Doamna consilieră, aveți cuvântul la rectificare. La rectificare avem din sume decalcate din TVA 39.000 de lei, din alte venituri 4.000. În total 43.000 la venituri. La cheltuieli, pe administrație avem 27.000 de lei, avem 12.000 la expert, 15.000 cele patru calculatoare care s-au aprobat. Pe învățământ avem 31.000, dintre care 18.000 pachete, 13.000 reparații curente. Restul ce sunt luate dintr-un cont dus în celălalt cont. Alte servicii în domeniul culturii, 19.000 de lei. Dacă o să fie nevoie, se mai suplimentează ce am aprobat mai înainte cu 19.000 de lei. Asistență de invaliditate avem 39.000, salarii plus indemnizații pentru handicap. Și s-au luat de la transportul suma de 58.000 de lei, dintre care 22.000 au rămas de la RECA Strada Taslău și 36.000 de lei au rămas de la obiecte de inventar, de la indicatoarele alea care trebuiau făcute și nu este momentul, nu este timpul de așa natură să le montăm. Și s-au luat banii de acolo și am pus în celelalte proiecte pe care le-am aprobat. Discuții. Întrebări? Cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, vă mulțumesc. Trecem la punctul suplimentar privind completarea și modificarea eventualelor bunuri din domeniul public al Comunii Zemeș. Este vorba de poziția aceste 49, coloana 1, care va avea următorul conținut. Teren în suprafață de 246 metri situat la intrarea în Comuna Zemeș. Este vorba de exact la intrarea în comună, partea unii este, scrie Comuna Zemeș, aia de piatră. Se va introduce în domeniul public și va avea următorul conținut, domeniul public al Comunei Zemeș. Și a doua poziție care se modifică este vorba despre terenul dispensar veterinar Zemeș, în spatele fostei primării, și clădire, stațiune, montă, dispensar veterinar, Graș și Obor, care va avea următorul conținut, domeniul public al Comunei Zemeș. Discuții? Da. Împotrivă? Cine este pentru? Nu, stați un pic, stați să explicăm, nu? Da. Am o nelămurire. Știu unde vine terenul ăla acolo, de la Valea de Han. Da. Da. Acolo doi câini mari legați, cum știți. Nu. După. E proprietate privată, acolo au luat roșu. Roșu. Deci după neapărat. Exact unde să regăsești. Spitaia de piatră, scrie Zemeș cu Troița. Da, cu Troița acolo. Are gardul. Iar scurtiți, domnul primar, la aici, la dispensar, dispensarul este destul de clar, este clădirea care este pe domeniul public. Nu era intabulat acea zonă. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? O mulțumesc. La diversi, cine se scrie la cuvânt? Domnul Adiș? Domnul Berța? Am înțeles de la ședința trecută că o să fie invitat domnul ăla care se ocupă cu câine acolo. Văd că nu... Nu veni, nu dă curs invitație. Nu dă curs invitație, nu? I-am trimis din nou somații, mi-am postică. I-am trimis somații pentru că am mai primit încă o reclamație. De data asta verbală, i-am rugat pe toți cei care depun reclamații să o facă în scris. Că tot la fel sunt foarte mulți câini. E jale. Nu înțelege, nu știu, să... Trebuia să aducem DSP-ul. Că n-am avut un DSP-ul. I-am rugat pe toți cei care sunt amenințați. Săptămâna trecută. Dar rugămintea mea era bine să fie sunat dacă aproape vă mușcă. Au venit acolo vreo trei câini. Au venit vreo trei câini de acolo. Ăștia lui Budaca, lui băiatul ăsta care are caprile, are un drac mare, unul alt. L-au prins pe unul acolo la por, la para 91 și nu s-a lăsat până l-a făcut praf. N-am mai avut cum să sar dracu, să scap din gura lui și la aia de la secție, n-au auzit, bănuiesc,
dar e problema că ți-o omoară, intri și o omoară la dracu, dar mănâncă găinile la oameni. La mușcă, copii, doi. Da, da, vara nu mai poți dai drumul la o oaie pe deal la o capră, că vin, sunt prăști, oaia care e la nord, care e la sud, care e la est, care e la vest. Și vrea că nu s-o lua nicio măsură, tot umblă așa câte 3-4, câte 3-4, așa umblă în găști. S-o luat, o promis că face gardul, nu o termina gardul, zis că a venit zăpadă și... Da, am înțeles că o lua și de la Valea acolo, mi-a luat o bucată de teren și acolo. O să stăm acolo, din nou să mai poți deschis ușa. Nu o să stăm, o să facem sesizare, să vină DSP-ul și asta e. Dacă n-am găsit, înțelegem. Eu n-am nimic cu el, domnul primar. Nici eu nu am nimic. Nu are nimeni nimic personal cu el, atâta timp cât... cât sunt un real pericol, trebuie luate măsuri. Eu am un drac acasă, e cât o mănuță din box. Eu îl țin în țarcul lui acolo. I-am făcut un țar din plasă, are cușca acolo. Eu nu-i dau drumul nici prin curte, nu-i dau drumul. Eu așa știu cum, câinii dacă îl ai, să ținiți-l, domnule, legat acolo. Nu se rupă oamenii pe drum. Eu zic că așa știm și noi. Așa proceda orice om de bună credință, dar uite că nu sunt toți la fel. Am crezut că poate până în ultimul moment omul să înțeleagă și nu e nevoie să facem apel la organele abilitate. Dar asta e. Săptămâna asta o să se... Am fata aia care lucrează, stă lângă mine acolo, de la Bonotău, care o ține alături lău, o pleca la fabrică, la pâine, să vii la servici, fata la 9 și ceva. Și când a ajuns la pod, fluatul ăla de alt pe jos, bărbatul era la servici, nu s-o ducă cu mașina, s-o tăbărât o câine aia doi, domn. Era să o facă pravdă, bă, și toamne, afară, un zvârlit, după ei, cu pietre. Facem adresă din nou la este prezinte în următoare ședință, dumneavoastră faceți demersurile. Nu vine la următoare ședință. Am înțeles, deci asta denotă că nu vrea să răspundă la chemarea noastră. E responsabilitate și asta e. Ultima variantă este să se sesizeze la DSP, să vină. Noi asta facem. Să vină poliția, DSP-ul, am zis că înconșura niște șarampoi, o lega plasa de sârmă de șarampoi aceea, când intră pe de sub plasă... O să vină organele abilitate, el îi constată, îl face nod de constatare și da. Pe mărtea ce măsuri se ceva. Altceva nimic. Domnul Berța? Da, scuze-le, credeam da. Că am făcut adresă la OMV Petrom cu privire la strada pe care mi-ați adus la cunoștință că arată într-o stare deplorabilă. Da. Astăzi am venit la ședință, păcat că n-ați venit pe acolo leacă să vedeți. Că eu dacă era să bag mașina pe oriți, să o bag în garaj la mine la spital azi dimineață, eu nu mai puteam să o scot afară astăzi. Cu neobrut acolo, de habe, agregate, dar știți care e partea proastă? Acum vreo 6 ani de zile, Consiliul Local a aprobat intambularea unui teren de acolo, exact vis-a-vis din matale acolo, așa că oamenii își desfășoară activitatea pe terenul lor, dacă au adus habi și... Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar asta nu înseamnă că trebuie să vii să puiai legat un poartă la mine. Păi, na, dacă e intabulat până poartă la matale, dacă au avut ocazia și s-au dat șansa să intabuleze, asta e, știți cum e, dacă n-am fost atenți... Păi, asta e problema, ce să faci? Da. Da, domnul Berța. Da, eu am o întrebare. Firma care s-a ocupat pentru dezăpezirii au material antiderapant adus în teritoriul Comunii Zemeș să intervină când este nevoie? Da. Unde avem? Păi au ei la garaj. Irem. Este vorba de Irem. Am adus adresa să o vedeți și dumneavoastră. Cu ei am încheiat contractul. Da, da, da. Atâta. Știu că au la așa. Când am văzut pe nicăieri, când au văzut pe nicăieri, au și mașină și sărăriță, deci cu ei am încheiat contractul și vreau nici mai bine așa. Ei desfășoară activitatea aici, în fundul, în spate. Da, da, nu lucrăm, nu lucrăm, firma care... Uitați adresa. Da, da. Firma nu își desfășoară activitatea. Nu știam că Irem. Ei știu că au materiale. Ei sunt acolo, ne-au chimicale. Da, atâta. Au utilaje, au tot ce prin. Da, știu, da. Sunt aici. Adică, alte discuții? Da, mai fiind alte discuții, declarăm ședința închisă. Vă mulțumim.